De culoare albă, cu cărămidă aparentă vopsită în roșu, primăria Budești pare o clădire din secolul XIX, arcade în stil brâncovenesc, ce dă o semiție aparte, iar după modernizare, clădirea pare cu totul alta decât cea pe care o știu cetățenii. Primarul Ionel Vlădulescu intenționează să inaugureze lucrarea, iar până atunci mai sunt depus la punct câteva detalii. Încă nu este terminată, o să avem o inaugurare și o festivitate în momentul în care mai sunt foarte puține lucrări de executat la această investiție, dar după cum vedeți și dumneavoastră și cum văd probabil și cetățenii și cu siguranță văd și cetățenii localității Budești și nu numai, da, într-adevăr este și s-a efectuat o lucrare care ne face cinste și este până la urma urmei sediul primăriei, este emblema localității, la fel ca și celelalte clădiri care aparțin Comunei Budești. Trebuie să avem grijă de ele, trebuie să le menținem, să le igienizăm, să le modernizăm în așa fel încât să ne facă cinste tuturor, numai mie ca primar. În ceea ce privește licitația pentru alimentare cu gaze naturale, temerile primarului Ionel Vlădulescu s-au adeverit. Nici o firmă nu s-a prezentat să-și adjudece lucrarea, deși căietul de sarcină a fost cumpărat de 4 societăți comerciale. Problema este că la această licitație nu s-a prezentat niciun operator economic pentru a prelua la nivelul localității Budești, adică prelua sistemul de și administrarea rețelei de gaze pe raza localității. Ministerul Energiei nu mai poate să reia procedura de licitație conform legii. Legea a fost modificată și o să avem noi dreptul de a derula proceduri de licitație pentru desemnarea operatorului care va opera pe raza localității Budești, dar nu au apărut normele de aplicare la lege. În momentul în care vor apărea normele de aplicare, o să derulăm procedură de licitație localitatea, adică noi, Comuna Budești, și cu siguranță și sper că vom găsi un operator care să participe la licitație și să preia operarea gazului pe raza localității și eu sper că în câțiva ani de zile localitatea Budești să aibă într-adevăr rețea de gaze. Cu certitudine cred acest lucru. Ca toate primăriile din țară, și Comuna Budești speră să primească banii care au fost luați la finalul lui 2017, sub pretextul unui excedent bugetar. Suma nu a fost deloc mică, reprezentând aproximativ jumătate din bugetul localității.